Secțiunea întâi a festivalului de pricesne Blândul Păstor se încheie cu Abel Bratul. Este abia în clasa a treia, dar la cei 9 ani ai lui a participat deja la mai multe spectacole alături de, grupul muzical Melorit de la Palatul Național al Copiilor. Prenumele lui se potrivește caracterului iubitor și darnic al lui Abel din Grădina Edenului. De aceea el a pregătit pentru astăzi priceazna Blândul Păstor. Așadar, Abel, mult succes! Mulțumesc! Odată l-am văzut trecând cu turma pe păstorul blând. Mergea cu turma la izvor, Blândul Păstor, Blândul Păstor. Pe oaie ce căzuse jos, a ridicat-o el frumos și-a dus-o în brațe iubitor, Blândul Păstor, Blândul Păstor. Pe o alta care la pământ zăcea cu piciorușul frânt, el o lega mângâietor, Blândul Păstor, Blândul Păstor. El le iubea cu dor nespus și viața pentru oi și-a pus, și pentru mântuirea lor, Blândul Păstor, Blândul Păstor. Și atunci oile au venit, pe cruce sus l-au răstignit, iar el plângea de mila lor, Blândul Păstor, Blândul Păstor. Mulțumesc! Aplauze pentru micuțul nostru, Abel. Felicitări!